dragii mei, la podcastul de astăzi. Sunt Iulia Blonda și așa cum v-am promis, în fiecare săptămână vin aici în fața dumneavoastră cu oameni noi, oameni pe care dumneavoastră doriți să îi cunoașteți așa cum nu i-ați mai cunoscut până acum. Este o zi importantă astăzi pentru noi, pentru români, pentru România. Este 1 decembrie, ziua în care românii de pretutindeni îmbracă haina de sărbătoare, îmbracă haina bucuriei și a respectului față de valorile noastre. Cum este o zi specială și eu astăzi aduc în fața dumneavoastră un invitat special, un român autentic, un artist pe care dumneavoastră îl iubiți, îl apreciați și astăzi veți afla despre el lucruri pe care nu le-ați mai auzit până acum, vă garantez, și veți vedea o altă față a artistului pe care îl aduc astăzi în fața dumneavoastră, așa cum spuneam, într-o zi atât de importantă cum este asta 1 decembrie. Profit și eu de ocazie, vă spun la mulți ani, dragi români, la mulți ani România și la mulți ani românului meu autentic care este astăzi alături de mine la podcast. Este vorba despre Marian Medregoniu. Bine ai venit, Marian! Bine te-am găsit, Iulia, și la mulți ani, la mulți ani ție, la mulți ani celor dragi ție, la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani nouă, pentru că suntem o țară atât de frumoasă, o grădină a Maicii Domnului, așa cum este numită țara noastră. Într-adevăr, suntem mândri că suntem români, arătăm acest lucru și prin portul nostru de astăzi, pentru că de fiecare dată pentru mine este o mândrie și nu trebuie să fie o ocazie specială să îmbrac IA națională. Pe tine te știm deja că iubești acest port din tot sufletul și vreau să te întreb, Marian, ești mândru că ești român? Nu că sunt mândru, explodez de bucurie pentru că sunt român, că sunt oltean și că sunt mehedințean. Dumnezeu ne lasă pe fiecare acolo unde trebuie să ne lase, să ne naștem și dacă m-am născut în România, m-am născut ca să cânt, m-am născut să iubesc locurile din care m-am născut, de unde vin eu și sunt extraordinar de mândru că sunt român. Așa ar trebui să fim cu toții, așa ar trebui să fie toți cei de generația noastră care, uite, le spun astăzi de 1 decembrie, pentru că am câteodată așa o stare de revoltă când aud ce e la costum popular, ce e aia muzică populară, e revoltător ca, ok, nu zice nimeni să nu, uite, am zis ok, un termen englezesc, da? Nu zice nimeni să nu asculți alt gen de muzică sau să nu îmbraci alt fel de haine, dar sunt să nu renegi ce este al tău din locul de unde vii tu. E îngrozitor să renegi lucrul ăsta. Și într-adevăr, sunt mulți tineri care nu sunt receptivi la acest lucru, care poate n-au îmbrăcat niciodată o cămașă tradițională și nu au dorința de a vedea, nu știu, poate cum se simt în momentul în care pun pe ei. Ce stare le dă acea haină, pentru că fiecare costum popular are o poveste. Cine știe în câte nopți de dor sau de jale a fost cusută o ia care e pe tine? Cine știe la ce lumină de lampă a fost cusută? Și fetele pot să fie sexy și într-o ie. Mai ales astele noastre oltenești care sunt subțirele și finuțe și, uite, și decoltate. Și, pentru că oltencele au fost mereu așa cu parfumul ăsta feminin așa în ele. Au ceva și, oltencele, exact, într-adevăr. Au ceva oltencele aparte. Și, pe lângă coatele ascuțite, cum da. Se spune. Da, și pot să fie frumoase și elegante și în costum popular, nu doar cu o rochiță foarte scurtă sau o perche de pantaloni mulați. Pentru că să ne uităm la artistele mari ale României care cântă muzică populară, cât de frumoase sunt, cât de elegante sunt. Pentru că și cât de bine le stă și parcă tuturor ne-ar sta bine. Tuturor românilor, oricărui bărbat sau oricărui femei ar sta bine costum popular, dacă îl pui cu dragoste pe tine. Radiezi, pentru că el face parte din firea noastră, face parte din noi costumul popular. Și ne reprezintă acest și lucru oriunde am merge în lume. Câte costume populare are Marian Medregoniu? Știu că foarte multe. Are multe. Are multe, Marian Medregoniu. Am o colecție de costume populare împreună cu doamna doctor Oprea, pe care tu o știi, pe doamna Ramona Doctor. O salutăm. Eu, salutăm. O salutăm. Cu dumneai le-am achiziționat, le-am recondiționat alături de mama și eu, chiar eu, cred că avem peste 350 doar de femeie, iar
cămășile mele pe care le port eu la munca mea, la serviciul meu, la acela de cântăreț, sunt multe, au trecut de 100, cred, sunt foarte, foarte, foarte multe. Știu că ai mare grijă de ele. Am mare grijă de ele, mama mi le recondiționează, pentru că ele le găsești într-o stare în care nu neapărat mai poate fi purtată, pentru că de mult erau și oamenii mai mici, acum suntem mai solizi așa și mi le recondiționează și am grijă de ele, adică pot să-ți dau orice haină de pe mine, oricât de multe mii de euro am dat pe o, nu știu, pe o geacă sau pe un tricou, ți le dau cu tot dragul, dar de costumele mele populare nu mă pot dezlipi. Am mai făcut cadouri, de ce să nu zic, pentru că mi se pare normal să faci bucurii oamenilor care îi vezi că vor să aibă un lucru calitativ pe ei și îl și poartă. Ai, eu știu, o cămașă populară la care ții foarte mult, care este, nu știu, poate foarte veche și care, la toate în aceeași egală măsură. Da, iubesc pe toate, pentru că toate sunt vechi, eu nu am costume populare noi, nu am cămăși noi, toate sunt vechi, valoroase, sunt trecute și prin mâinile mamei mele și toate reprezintă, toate de fapt, toate îl formează pe Marian Medregoniu, că Marian Medregoniu este atunci când se îmbracă în costum popular, când ia hainele astea pe el. Și pe care le poartă cu mândrie. Nu cred că te-am văzut la vreun eveniment și nu vorbim aici de spectacole, pentru că tu mergi și la evenimente private, ești extrem de solicitat, nu știu cum reușești să mai ai timp, nu știu, câteodată nu dau de tine cu zilele. Nu cred că te-am văzut niciodată, eu știu, poate cântând în tricou. Sau, nu, niciodată, pentru că nu am starea aia de cântăreț fără costum popular. Nu. Așa poate dacă sunt la o petrecere, nu știu, la tine, acasă, la hram și îmi cer să-ți cânt o strofă, ceva, îți cânt. Dar să apar în fața oamenilor, niciodată n-am apărut fără costum popular, asta și din respect pentru oamenii care ne invită, pentru că ei și-l doresc acolo pe Marian Medregoniu, nu pe Medregoniu Marian Sorin. Ei își doresc cântărețul Marian Medregoniu, exact, și eu nu pot fi artist și nici cântăreț și nici lăutar cum vrea, oricine să ne spună, nu mă deranjează niciun termen, decât în hainele alea care mă reprezintă, care sunt din Mehedințiu meu, care cu ele sunt Marian Medregoniu din Mehedinți. Când și alt gen de muzică la petreceri, eu știu, ai cântat vreodată? Nu, n-am încercat niciodată. Nu sunt împotriva lor, adică îmi place, sunt tânăr, am 27 de ani, merg și eu la club, ca toată lumea, chiar dacă alții nu dansez înțeleg, pe manele, chiar de dacă ce alții nu înțeleg lucrul ăsta și când mă văd prin club și dau coate și ce caut asta aici, caută că sunt și eu om. Corect. Și sunt tânăr. Dacă știu să-mi iubesc țara și muzica mea, nu înseamnă că nu sunt deschis și adeptul că mai există și alte genuri muzicale și nu pot să spun că sunt înnebunit după, dar îmi place, adică mă mișc și eu acolo. Nici de cum nu te deranjează dacă niciodată, la o petrecere... Niciodată, n-am încercat niciodată să cânt altceva, pentru că sunt de părere că sunt alții care o fac atât de frumos, atât de bine și talentați pe domeniile astea muzicale, încât de ce să mă bag eu unde nu-mi fierbe oala, adică trebuie să stau în părticica asta mea care pentru mine e atât de frumoasă și cum... poate nici alții din alte domenii nu încearcă să cântece cânt eu, îi las eu pe ei cu treaba lor și ei cu treaba noastră, deși sunt voci foarte bune în România care cântă cu foarte mare lejeritate de toate și fac diferența cinstelor, bravolor, dar mie îmi place să rămân în bucățica asta mea care cred eu că o fac bine și n-are rost să încerc să-mi dea peste postavă. Să încerci altceva. Și să încerci altceva. Că tot vorbeam despre România, despre tradițiile noastre. Ai schimbat ceva la țara asta, nu știu, fie că vorbim, eu știu, de orice fel de schimbare, unde ai vedea tu o schimbare sau ce crezi că ar trebui? Uite, eu o spun, cum ai spus-o și tu, sunt mândră că trăiesc în România, nu m-aș vedea, nu știu, părăsind țara asta niciodată decât în vacanțe. Nu m-aș vedea trăind în altă parte. Însă, eu știu, ai schimbat ceva? Nu știu dacă se poate schimba ceva, pentru că timpul trece, oamenii evoluează diferit. La țară n-a schimbat nimic, a schimbat la noi, la oamenii care locuim în țara asta, la noi, la români. Ar trebui să ne schimbăm, să fim mai buni și mai muncitori și să ne iubim unii pe alții și să trăim cu demnitate și să trăim în iubirea lui Dumnezeu, că Dumnezeu asta înseamnă, Dumnezeu este iubire. Și dacă am mai lăsat un pic din răutate și din lene, pentru că cu toții plecăm în vacanțe, ok, mergem în est, în vest, în nord, în sud și... văd în alte locuri cum se poate să se muncească, cum poți să aibă
autostrăzi bune, cum poți să aibă clădiri frumoase, cum poți să aibă grădini botanice frumoase și noi avem. Și noi avem, uite la Craiova, este unde eu locuiesc acum, este cel mai frumos târg, da, este cel mai frumos târg de Crăciun din țară. Tot în Oltenia, nu plec eu din Oltenia. E cel mai frumos târg de Crăciun din țară, adică minunat. Încet, încet cred că lucrurile vin spre bine și da, putea să ne schimbăm un pic oamenii, poate să ne schimbăm noi, mentalitatea, noi cu toții, că toți avem și părți bune și părți rele. Dacă încercăm un pic să fim mai buni și să fim mai muncitori și să ne dorim să facem lucruri la noi în țară, eu cred că noi așteptăm de la edil, da? Să vreau să-mi facă primarul șanțul la poartă. Acum e poarta ta, poți să faci tu, adică pune mâna nu și poți să aștepți să vină primăria să-ți dea cuvar pe casă sau să-ți... E vorba și de noi, nu putem să așteptăm doar să cerem de la edilii orașelor în care locuim sau comunelor sau satelor să ni se facă trebuie să contribuim lucru, și noi să ne facă curățenie ceva la poartă, în comunitatea primăria. Noastră. Adică trebuie să contribuim și noi, că acolo locuim, aici suntem, de aici suntem. Să avem grijă de grădina noastră și mai puțin de altora, pentru că, eu știu, cred că și după perioada asta de pandemie simțim cumva că lumea a devenit mai rea, mai invidioasă și este păcat, pentru că părerea mea că este loc pentru toată lumea sub soare, este aer pentru toți, putem să-l respirăm. Și așa curat la noi în țară și așa... Și așa frumos. Bun, și așa frumos, totul e atât de frumos, încât nu trebuie decât să ne uităm cu drag unii la ceilalți. Uite, vorbind despre România, zilele trecute am fost la Sibiu la un concert extraordinar la festivalul Ioan Macrea, organizat de Centrul Cultural de la Sibiu, condus de Silvia Macrea, și am fost acolo cu ansamblul, eu sunt angajat acum, o să vorbim probabil mai târziu despre asta, și am fost ansambluri din toate județele țării, din absolut toate colțurile țării. Și m-am uitat așa, mă uitam cu drag cum erau în trecere, care sunt mai buni, care au costume mai frumoase, care orchestră sună mai bine. Cum zic bănățenii, care e mai fălos, da, așa. Da, care e mai de fală și mai mândru. Și mă uitam, uite cât de frumoși suntem cu toții. Cu toții, cu Oltenia, ce are Doljul, Mehedințiu, Gorjul, ce are Banatul. Adică atât de diferiți suntem și atât de frumoși prin costume, prin cântece, prin obiceiuri. S-au pus niște obiceiuri extraordinare în scenă. S-au făcut momente teatrale așa pe oamenii care țin de istorie, pe Pinte. Au făcut maramureșenii un moment atât de frumos artistic pentru Pintea, viteazul al lor. Cum noi putem să facem pentru Tudor Vladimirescu al nostru. Și, adică se pot face lucruri atât de frumoase și arta asta din țara asta, cultura și tradițiile noastre sunt atât de frumoase încât nu avem decât să fim nu mândri, cum am spus, extraordinar de mândri că suntem români și că ne-am născut fiecare unde ne-am născut. Și să iubim locurile de unde provenim. Știu că după acest podcast vei merge în locul în care tu te-ai născut și știu că ți este un loc atât de drag și îți faci timp mereu să mergi acolo și știu cât de mândru vorbeai tu despre locul tău, despre mehedințiul tău și despre satul în care tu te-ai născut. Aș vrea să vorbim puțin despre începuturile tale, pentru că poate puțină lume știe. Marian Mădregoniu a început prin a fi dansator. Nu a pus mâna pe microfon așa din prima. Da, eram copil și e inevitabil să nu-ți placă să joci la noi la munte, la Mehedinți, pentru că la noi și astăzi se țin horile satului. Acum când e postul Crăciunului, în fiecare sâmbătă și vineri e horă la căminele culturale din zonă și merg tinerii la joc și e inevitabil să nu-ți placă să joci, să cânți. Și am fost la... Am mers din dragostea asta pentru muzică, pentru joc, am mers la Baia de Aramă, la Clubul Copiilor, coordonat de doamna Georgeta Corlan, pe care o salut pe această cale. Și eram cam singurul băiat din... Eu am vrut să dans, să joc. Eu, asta era pentru mine. Când începeau dansurile, când repetam la dansuri... Nu stăteai în locul lui. Da, 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 îmi plăcea foarte tare. Și fiind singurul băiat, cam greut să pot să fiu doar eu pe acolo, numai fete. Adică eram oia brează pe acolo printre...
Și ca să rămân a trebuit să învăț să cânt. Ca să pot să... Mi-a și plăcut foarte tare. Mi-a plăcut foarte tare, pentru că eu când eram mic, dacă mă întreba cineva ce o să devin când o să fiu mare, spuneam că Angelica Stoican. Adică... Eu să fiu... E clar că m-am născut pentru asta. Nu eu am ales muzica, muzica m-a ales pe mine și Dumnezeu m-a lăsat să mă nasc acolo. Și ușor, ușor ai crescut, ai devenit artistul care ești astăzi, te bucuri de un succes. Cine a contribuit poate cel mai mult la formarea ta? Ne-ai spus deja de Angelica Stoican, care, pe care o apreciai și cum spuneai tu, că, cred că cu toții avem când suntem mici un personaj, o persoană pe care o divinizăm puțin, și vrem să fim, vrem să fim ca persoana respectivă. Cine a contribuit cel mai mult la formarea ta? Cine te-a ajutat să devii artistul și omul care ești astăzi? Cine m-a făcut să fiu artistul și omul care sunt astăzi este doamna Niculina Stoican. Dumnea ei mi-a fost așa pavăză asupra carierei mele din ultimii ani, de fapt când aveam cea mai mare nevoie. Pentru că atunci când ești mic, nu e neapărat o siguranță pe ceea ce faci tu. Când deja crești și pașii tăi trebuie să fie siguri și nu într-o dungă, atunci ai nevoie cu adevărat de un om care să-ți fie pavăză, să știe să te îndrume, să te tragă și de urechi când nu faci bine. Și te-a tras și de urechi de multe ori? Nu, de foarte multe ori. Dar asta pentru că îmi dorește binele, pentru că vede în mine un potențial... potențial urmaș, să zic așa, al dumnealor din Mehedinți, că avem înaintași și trebuie să-i respectăm și trebuie să ne uităm cu admirație spre dumnealor, pentru că au făcut, au ani de scenă cât nu avem noi de viață și trebuie să stăm cu urechile și cu ochii mari așa pe dumnealor. Dar da, dumnea ei a fost omul care a pus cele mai multe cărămizi la temelia mea. Dar am mai avut oameni în viață care m-au ghidat și care, m-am spus mai devreme, de Georgeta Corlan. Apoi l-am cunoscut pe domnul Petrică Mățu Stoian, Dumnezeu să-l odihnească. El mi-a cumpărat primul meu microfon. Da? Da. De la dumnealui am primit primele sfaturi. Cum trebuie să mă îmbrac, cum trebuie să stau pe scenă, cum trebuie să stea picioarele pe scenă, unde trebuie să stea mâinile pe scenă. Ce trebuie să cânt. Apoi am venit la Școala Populară de Arte, unde am întâlnit-o și mi-a fost profesor Camelia Argint, Dumnezeu să odihnească și pe dumnea ei. Omul de la care am învățat să deschid gura corect, de la care am învățat să stau în ton. De la este care o artă și simt, asta. Este, pentru că Dumnezeu îți lasă, într-adevăr, ce este purul talent este de la Dumnezeu, dar trebuie șlefuit, că și o piatră scumpă nu e valoroasă până când nu e șlefuită de bijutier sau de... Și dumneiei, sub aripa dumneiei, am început să merg la festivaluri unde am obținut foarte multe distincții și premii importante. Cum a fost prima dată când ai urcat pe o scenă unde te priveau mulți oameni? Eram mic și nu mi-am dat seama, nu îmi dădeam eu seama atunci ce înseamnă? Că pot să mă fac de râs sau că se poate întâmpla ceva rău. Niciodată nu mi-a fost frică de scenă pentru că am urcat de mic, nu mi-am dat seama, după a devenit o obișnuință. Acum am emoții foarte mari pentru că acum pretențiile mele la mine au crescut foarte mult și probabil dacă și oamenii își doresc altceva de la mine și nu cred că ar accepta atât de ușor o gafă pe scenă. Și acum, da, am pot să spun că acum am emoții pe anumite scene și în anumite locații, pentru că, într-adevăr, nu toate locațiile în care noi cântăm te fac să te simți artist. Și să... Dar scenele mari, scenele în care este orchestră în spatele tău, unde... publicul stă în fotoliile alea de la casele de cultură și este o liniște de plină, se aude cât aplauzele și murmurul acela fin, acolo te simți cu adevărat artist și acolo îți dai seama că toți ochii sunt spre tine. La zilele unei comune oamenii mai mănâncă șurmic, mai bea și o bere, nu sunt, și vor să audă, vor să joace. Dansează, nu sunt ei foarte atenți dacă am greșit eu versul 2 de lângă 3. Dar când 800 de ochi stau spre tine,
acolo clar că oamenii tot se uită la tine. Ți s-a întâmplat să uiți versurile vreodată? E, da, cum, da, normal. La cântecele mele, mai ales. Da, ce-ai făcut? Da. Cum? Improvizez. Cum? Improvizez, da. Nu, niciodată n-am scăpat de sub control așa situația, dar se întâmplă acum. Nu te-ai oprit niciodată? Nu, nu, nu. Sau dacă mi se întâmplă, mă fac în numele ce microfon. Deci găsești o scăpare din orice situație. Suntem oameni și când cântăm live trebuie să fim conștienți că este live și că există emoții, există oboseală, poate există, pentru că în spatele unui spectacol sunt multe ore, multe zile, multe luni de repetiții. Pregătirea unui spectacol de asemenea. De exemplu, am avut premiera ansamblului Maria Tănase la Craiova. S-a muncit extraordinar de mult pentru că a trebuit să cântăm. A fost un spectacol tematic gândit de managerul nostru, de doamna Niculina Stoican, oarecum pe viața Mariei Tănase. Instituția noastră a împlinit 30 de ani anul acesta și mulți ani înainte. Mulțumim. Și spectacolul a trebuit să fie tematic pe viața Mariei Tănase. Cântecele de mahala, cântecele de lăutărie, mai apoi romanța, mai apoi tango, ce a cântat Maria Tănase. Și pentru noi a fost o provocare foarte mare să putem aborda aceste stiluri muzicale, să le punem în scenă cu vestimentații diferite, cu schimbat în 10 minute, cu dansatorii care s-au schimbat de foarte multe ori, orchestra care a avut zeci de cântece de repetat și nu folclor, ce sunt ei obișnuiți de fapt, să cânte tangouri, să cânte valsuri, să cânte, adică lucruri deloc ușor de depus, să fie impecabil multă momentul muncă, în care îl prezinți publicului. Da, e și un spectacol documentar și mulțumim pe această cale managerului nostru, doamna Niculina Stoican, mulțumim dirijorului nostru, Nicolae Drăghia. Care este o femeie atât de implicată și o femeie care, nu știu, unde pune mâna, știi cum era vorba aia, unde dă mama crește, așa, cred că este și cu doamna Niculina Stoican, unde merge domnia sa, cu siguranță lucrurile ies bine, impecabile. Da, așa este, pentru că are un simț de a intui oamenii, de a intui locurile unde urmează să mergem, să prestăm, să desfășurăm spectacole. Și este un om lăsat să facă asta și să fie și conducător. Extrem de important. Este foarte important să ai conducători buni. Noi avem acolo la Maria Tănase, avem pe dumneai, avem pe dirijorul nostru și orchestratorul Nicolae Drăghia, care este un artist desăvârșit și un instrumentist desăvârșit și un dirijor și un compozitor și un... Și contează adică fiecare om ca lucrurile foarte să, mult, pentru că să iasă bine. Până la urmă, ei sunt cei care... Noi facem niște cântece, le creăm, dar frumusețea asta dumnealui o dă prin orchestrație, prin... Că folclorul și muzica populară acum nu mai este cântată doar cu un taraf, cu un bas și cu o vioară. Acum e o orchestră de zeci de oameni în spate și trebuie să-i strunească, să-i țină în mâinile libere. Să fie la virgulă. Exact, să fie la virgulă și toate arcușurile să fie în sus sau în jos. Și nu este ușor. Cea mai mare ușor. Muncă este la ei, la dansator, la orchestră. Spune-mi dacă, pentru că vorbeam iată de prestațiile tale pe scenă, ai mers vreodată la un eveniment, la vreun spectacol în care, eu știu, pur și simplu erai dărâmat, erai bolnav, aveai, cu toții avem necazurile noastre și rănile noastre de pe suflet. Cum este să fii într-o stare de genul acesta și totuși să zâmbești în fața publicului tău și să-ți faci datoria așa cum trebuie și să-i faci pe oameni să se distreze, deși poate tu, nu știu, ți-ai dorit să te închizi într-o cameră și să urli. Nu e ușor. Nu este ușor. Pentru că toți suntem oameni. Cu toții avem necazuri, cu toții avem griji, cu toții avem oameni dragi pe care îi pierdem, cu toții avem iubiri neîmplinite. Noi le cântăm, le tot cântăm, e mai greu. Ți-aduci mereu aminte, când cântecul ăla, ți-aduci mereu aminte de starea cum, pe care ai avut-o cum când a fost creat. Da, și nu este ușor, dar noi când ne-am ales meseria asta, ne-am asumat acest lucru. Pentru că oamenii nu sunt vinovați, oamenii care te iubesc, ei nu sunt vinovați de supărarea ta sau de durerea ta de cap sau de burtă. Oamenii te și remunerează,
și poate ei au cel mai important eveniment din viața lor, da? Au nunta lor sau botezul copilului lor. Și nu poți să-l strici, să te apuci de plâns în mijlocul. Adică oamenii își pun baza în tine pentru a le face evenimentul frumos. O oră, două, cât stai acolo, trebuie să fii cum te știu ei și cum ei te vor, de fapt. Păi, tu ți-ai viața de la capăt. Dar apoi trebuie să faci asta din respect. Din respect pentru cei ce ne iubesc și ne invită să le cântăm. Ai avut momente de genul acesta? Am avut, normal că am avut momente de genul ăsta. Mai ales anul ăsta a fost foarte obositor, pentru că a trebuit să coptăm 2 ani, cei de pandemie, în care n-am cântat, într-unul. Gândește-te că a fost aproape în fiecare zi de cântat și nu e... Nu s-a mai ținut cont că se mai fac nunți, e sâmbătă și duminica. Și a fost foarte obositor. La un moment dat te lasă gâtul, că suntem ui carne aici. E greu. A fost foarte obositor și ai și necazuri și supărări. Ai casa în lucru la țară, n-a venit meseriașul. Supărări, trebuie să mergi tu. Te cerți cu iubita, te cerți cu amanta, eu știu. Și nu e. Este. Anul ăsta a fost mai obositor fizic, așa. Dar eu când pun costum popular pe mine și plec la cântat și uite toate. Știu că trebuie să fac asta, mi-e drag să fac asta, o fac cu tot sufletul. Când pun mâna pe microfon dispare și răgușeală și oboseală și... Și lucrurile merg de la sine, da. Merg așa cum trebuie. Care este piesa care ți este cea mai dragă, piesa ta, care, eu știu, poate te reprezintă cel mai mult? Mai stai viață doar o clipă. O piesă care este și foarte iubită, care a ajuns așa un șlagăr în momentul actual, cântă toți colegii mei și mă bucură asta. Deși aș putea să spun că nu mă regăsesc întru totul eu în ea, nu mi-am pus eu sufletul în ea. Pentru că la 27 de ani să rog viața să mai stea o clipă. Dar este un cântec frumos și mi este drag pentru că îl cânt cu tot dragul și mi este drag pentru că m-a făcut mai cunoscut. Acest cântec, așa am Dansul ca la Baia, care la fel e o piesă după care lumea mă reperează pe mine. Toate cântecele. Mie îmi place foarte mult, Nu te pot nana iubi. Nu te pot mândră iubi. Da. Țin minte că mi-ai trimis acea piesă când încă nu era publică, să spun așa, da. Și o piesă acolo, foarte uite, pot să spun că acolo este sufletul meu în acest cântec. Pentru că cu toți am avut iubiri neîmplinite și le avem și o să le mai avem. Corect. Că e și frumos. Dacă nu știi ce înseamnă durerea, asta din iubire și golul ăla în piept și în stomac, n-ai putea crea versuri, n-ai putea să dai partea asta artistică din tine spre oameni, știi? Dacă nu simți ce... Să știi ce înseamnă lucrurile astea. Și e și frumos. Câteodată mie îmi place să jesufăr. Glumesc câteodată cu prietena mea foarte bună, cu Roberta Crintea. Noi ne punem muzică în mașină sau când ne întâlnim noi și ascultăm versurile și le analizăm atât de profund încât începem să plângem. Dar ne place să ne creăm starea asta pentru că e o stare artistică, e o stare umană, e o stare normală. Să plângi ascultând niște versuri, să râzi uitându-te la un podcast sau la, eu știu, la un moment umoristic sau să la un film de comedie, să plângi când vezi o dramă sau când... Lucruri normale dacă ești imun la toate lucrurile astea, înseamnă că se întâmplă ceva cu tine, că ești tambă. Da, sunt lucruri umane. A suferit Marian Medregoniu din dragoste, așa, eu știu, mult timp după dragoste și ți-ai revenit greu? Mult timp nu, dacă am suferit, m-am tăvălit pe jos. Deci dar la tine e intens, nu durează mult, dar intens. Da, pentru că n-am avut timp ca să sufăr, că eu trebuie să... cu drumurile, sunt al drumurilor și trebuie să plec, trebuie să... Și uit, meseria mea mă ajută foarte mult să uit și să intru în starea mea, cu colegii mei, cu prietenii mei. Am prietenii mei, sunt atât de pe lângă mine, așa, mereu, să nu cumva să-mi fie greu, să nu cumva să fiu obosit, să nu cumva să am nevoie de ceva și... Mă fac mereu și ce să spuneau mă simt când, bine. Eu știu, când erai într-o suferință, după despărțire, ce spuneau? Băi, Marian! Tu ești la tine cine ești, păi tot plângi, că ești nebun la cap, păi tu ești tu, da, mai artist. Revino! Și mă gândeam, cam chiar așa e. Și reveneai. Da, dacă oamenii sunt lângă tine,
ai oameni, nu-ți trebuie mulți, 2, 3, 4 oameni, dacă ai lângă tine, care sunt cu adevărat lângă tine. Treci mai ușor peste... Da, n-ai nevoie de nimic. Ia spune-mi, dacă tot am ajuns la capitolul ăsta, există cineva în aceste momente în viața lui Marian Mendregoniu? Că știm că voi artiștii nu prea vă afișați așa și vă ascundeți mult timp, iubita de ochii lumii, până în momentul în care, o iei și mergi cu ea de mână la un eveniment. Normal că există? Iubesc, normal că sunt îndrăgostit, că iubesc, dar... Nu sunt cu nimeni, nu sunt al nimănui și nimeni nu adică nu aparțin cuiva. Dar iubesc și eu, mă îndrăgostesc, nu? Mă îndrăgostesc, mă dezdrăgostesc, dacă e cazul, dacă văd că nu e potrivită persoană, mă dezdrăgostesc, că decât să plâng o lună, mai bine plâng acum două zile, știi? Durează mult până te îndrăgostești de o persoană? Nu, eu cred în dragoste la prima vedere și există. Adică nu, mie când îmi place cineva, îmi place. Bineînțeles, iubirea aia profundă și adevărată vine pe parcurs. Nu știu dacă am trăit-o cu adevărat pe aia așa. Dar da, am fost îndrăgostit și eu și sunt îndrăgostit și o să mai fiu îndrăgostit, că îmi place sentimentul ăsta. Dar iubirea face parte din noi. Cum este Marian Mendregoniu iubitul? Ai defecte? Ce trebuie să știe? Că probabil posesiv, se uită multe. Este multe. Posesiv. Ești posesiv cu oamenii pe care îi iubesc, cu toți, cu prietenii. E posesiv, e gelos. E gelos, e romantic, e atent. Că îmi place să dau să vadă persoana de lângă mine, să vadă că contează. Cum trebuie să fie femeia aia care să îl ia de cap pe Marian Mendregoniu definitiv și să te facă, să renunți la burlăcie, pentru că la un moment dat va veni și momentul acesta, evident, când te vei mai elibera un pic de evenimentele da. Pe care trebuie le trebuie să fie deșteaptă. Trebuie să fie deșteaptă. Din punct de vedere al vieții, să știe să știi ce vrea de la viață. Și ai un tipar, să fie înaltă, să fie brunetă, să fie blondă, să fie slabă. Nu-mi plac femeile foarte înalte. Micuță! Nu-s nicio foarte înalte. Nu am un tipar. Nu am un tipar după care să mă... Se spune că bărbații își caută nevestele în funcție de mama lor. Și să semene un pic la... Să semene, da, cu mama lor. Nu am un tipar. Fie brunetă sau culoarea părului o schimbăm. Nu e problema. Nu am un tipar și nu mă gândesc la asta deocamdată. Ce drept nu mă gândesc la lucrul ăsta și dacă sunt îndrăgostit de cineva, eu mă bucur de momentele pe care le petrecem împreună și, plecăm, ne plimbăm, ne distrăm, dar nu mă gândesc la lucrul ăsta pentru că mai am foarte multe lucruri de făcut cu viața mea. Și atunci când ieși cu cineva în permanență, grija e alta, poate apare un copil, poate, adică când ai o familie, deja nu mai ești tu pentru tine, ești tu pentru familia ta. Sunt pregătit pentru asta deocamdată și nu-mi doresc asta, adică încerc să-i tot evit lucrul ăsta. Să mai amân. Deci, fetelor, dacă auziți lucrurile acestea, să nu vă faceți vreun gând, e iubăreț, dar nu vrea să se... Mergem, vă cumpăr țoale, mergem. E și darnic. Dar nu ne jurăm iubire în fața lui Dumnezeu. Dar știi de ce? Eu mă gândesc, trebuie, când te duci și juri iubire unei persoane în fața lui Dumnezeu, tu trebuie să fii sigur că ai persoana potrivită. Că mă uiți în jurul meu, statea cazuri, se despar după un an, doi, trei. De ce să mă duc în fața lui Dumnezeu și să jur iubire unei persoane când eu nu sunt sigur pe lucrul ăsta? De ce și să fac apoi asta? Să-ți încalci jurământul. Că poate persoana căreia îi jur iubire chiar îmi jură pe bună dreptate iubire. Și eu, la un moment dat, mi se pare că nu mai pot oferi. Și am jurat în fața lui Dumnezeu. Adică păcătuiesc și în fața lui Dumnezeu și în fața unui suflet care mă iubește cu adevărat. Că, eu zic că așa ar trebui să meargă lucrurile. Să faci acest pas, mai ales în ziua de astăzi, când sunt atâtea ispite și atâtea... Lumea e așa într-o continuă alergătură și... Nu mai iubirea aia, clasică de multă. Da, pe pătură în iarbă cu două sandvișuri și cu sticlă cu apă și stăm și ne uităm cum trec norii deasupra noastră. Nu mai e la fel acum. Acum generațiile noastre au alte targeturi și alte țeluri. Ai înșelat? Nu.
Nu am înșelat. Nu, n-am înșelat. Pentru că eu când am fost cu cineva, am fost cu sufletul așa și cu... Când n-am mai putut și am simțit că e nevoie de altceva, n-am mai fost și n-am înșelat. Cred că este cel mai matur da. Lucru. Decât să ajungi acolo, mai bine iei decizia, nu se mai poate, nu te mai iubesc, până aici a fost și îți vezi mai departe de alte lucruri. Da, și eu am fost, de exemplu, tu cunoști pe Cristina, pe o foarte bine, pe deci Cristina. Chiar tu erați prieteni, prietenă, cred că da. Sunteți în continuare. Și da, mi-este o persoană dragă, într-adevăr. Ea a fost iubita mea mult timp și o fată extraordinară, dintr-o familie minunată. Eu am... Salutăm toată familia, da, toată familia Șerban, care probabil se uită da. La noi și o familie deosebită. O fată atât de fină și rafinată și deșteaptă. Și, doar că eu cred că a apărut în viața mea când eu eram necopt. Știi? Nu eram pregătit eu pentru de a ține în frâu o relație. Pentru că eu dacă stau să mă gândesc, ea ar fi un tipar de femeie care... cu care mi-aș dori să am familie, știi? Doar că ea a apărut în viața mea într-un moment când nu dădeam seama de lucrul ăsta. Noi doar ne-am iubit ca niște copii, deși ea e mai mare un pic ca mine și probabil femeile sunt mult mai mature ca și bărbații. Și o familie extraordinară, unde eu am simțit ce înseamnă dragostea de familie. Adică eram atât de iubit în familia ei și doar că n-a fost să fie. Nu că am fi greșit, noi ne-am jignit niciodată unul pe celălalt sau să țipăm sau să... doar că eu nu eram pregătit atunci pentru o relație sau un angajament serioasă, adică pentru o relație serioasă. La început, la un moment dat început să vorbim de economie și mă treceau fiori, mă gândeam, Doamne, eu fac asta? Deși eu o iubeam pe ea, doar că nu eram pregătit să fac niște pași spre mai mult decât aveam noi atunci, știi? Deci, iată, Marian Mendregoniu a fost în pragul cununiei Da, noi ne gândeam la lucrul ăsta. Ne gândeam la lucrul ăsta și părinții ei și părinții mei. Aveam nașă pe doamna Nicolina. Deci lucrurile s-au așezat într-un fel. N-a fost să fie. Cristina, un om atât de minunat, o fată atât de bună și cred că asta înseamnă maturitatea. La un moment dat, decât să, eu știu... să-i dai speranțe unei persoane că poți să fii omul pe care și-l dorește, mai bine spui că nu se poate, sincer. Da, și... pentru că nu merita ea lucrul ăsta. Ea e un om atât de bun încât eu nu puteam să-i ofer ce-și dorea ea. Ea își dorea familie, într-adevăr. Și, adică o țineam legată de mine când, de fapt, poate să primească iubire foarte multă din partea unui om care își dorește același lucru ca ea. În momentul respect, în momentul de atunci. Da, îmi amintesc seriile când mergeam cu ea la film, pentru că Marian Mendregoniu era plecat la cântări și trebuia să muncească. Deși ea înțelegea lucrul ăsta. Înțelegea și aprecia foarte mult ce făceam, dar probabil nici ușor nu era. Că vezi tu, cât ești tânăr, îți doresc să fii cât mai mult cu partenerul tău și să plecați împreună la film, nu să meargă cu Iulia Blondea la film, să meargă cu iubitul ei la film, știi? Și eu eram mereu plecat, eram la, nu știu, la spectacole, la anunți, la evenimente, la... Și... dai seama că probabil lucrurile astea se obișnuia după 10 ani de relație, dar dacă din primul an de relație lucrurile astea se întâmplă, e foarte greu să ajungi acolo. Spune-mi cum a fost, am lămurit asta cu iubirea, cu iubirea un sentiment atât de frumos. Foarte frumos. Spune-mi cum a fost trecerea asta de la Târgu Jiu la Craiova, pentru că te-ai născut în Mehedinți, te-am înfiat noi Gorjul la un moment dat, iar ulterior ai plecat mai departe. Așa cum se întâmplă până la urmă, un copil crește și trebuie să-l lași cu aripile descrise spre orizonturile pe care trebuie să le urmeze pentru a-i fi bine în viață. Cum a fost trecerea de la ansamblul Doina Gorjului la ansamblul Maria Tănase? Sufletește grea, pentru că eu am crescut aici la Doina Gorjului și îl salut pe domnul manager, pe domnul Porumbel, pe doamna Claudia Torop, dirijorii ansamblului, maestru Parnica, maestru Blondea, Florin Chirițoiu, mai nou dirijor și toți colegii mei. Eu aici m-am format ca artist, ca și cântăreț, aici am învățat meserie, aici, pentru că am venit un copil la 16 ani, eu colaboram cu Doina Gorjului și am stat până la 26, 10 ani. Aici mi-am deschis ochii spre lumea asta. Am stat lângă artiști mari, lângă Maria Loga, lângă Victorița Lăcătușu, Roberta Crintea,
Am văzut ce înseamnă scena, am văzut ce înseamnă să cânți cu orchestră, m-a responsabilizat un serviciu, un loc de muncă, prima mea carte de muncă, da? Aici a fost, aici ai cumpărat pâine și sare din primul salariu? Da, 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 da. Și îți dai seama că a fost grea desprinderea, doar că eu sunt conștient că trebuie să te duci acolo unde îți pune sufletul la un moment dat. Și sufletul meu n-a greșit niciodată până acum. Am plecat la Craiova după oamenii pe care îi iubesc, nu? Am plecat după doamna Niculina Stoican, ea fiind manager acolo, domnul Petrică Mulțu Stoian ieșind la pensie, a rămas postul vacant, s-a făcut concurs pentru că era nevoie de solist din Mehedinți și am luat-o și eu pe urma înaintașilor mei, nu? Că la fel și doamna Niculina și domnul Petrică tot de la Gorj au plecat, s-au dus la Maria Tănase. Corect. Da, mă iei și tu pe urma celor dinaintea ta. Am făcut asta pentru că îmi placea foarte mult ce se întâmplă la Craiova, nu că la Doina Gorjului nu s-ar fi făcut, dar cred că aveam nevoie de o schimbare. Știi, noi, tineretul, avem nevoie câteodată de o schimbare în viața noastră și dacă îți muți patul de pe peretele ăsta, pe peretele celălalt, se pare că este ceva s-a schimbat în viața ta sau te muți dintr-un apartament în altul. Sau schimb mașina sau... și ai nevoie de schimbări. Eu visam de mult la Craiova și de a locui în capitala Olteniei până la urmă. Nu aveam de ce să mă mut, că eu eram cu locul de muncă aici, dar evindu-se această oportunitate de a mă angaja la Maria Tănase, la ansamblu profesionist Maria Tănase, am plecat așa cu capul înainte pentru că îmi doream asta. Mi-am dorit foarte mult asta, Dumnezeu m-a ajutat și mi-am și împlinit. Cer scuze. Mi-am și împlinit acest lucru și mi este foarte bine acolo. E un colectiv extraordinar, la fel, colegi buni, artiști mari. Și că nu ți-ai uitat nici prietenii de aici, nici locurile. Eu nu sunt căutare de prieteni, eu n-am fost niciodată în căutare să-mi schimb prietenii, niciodată. Pentru că oricum abia mă împart între ei, între... nu mi-am schimbat prietenii și noi ne vedem foarte des și noi ținem legătura pentru că, până la urmă, sunt 100 de kilometri între noi. Imediat îi parcurgi. Imediat. Bine, cred că da. Și dacă stai în București, ca distanță de timp e cam același lucru dacă te întâlnești cu un prieten în București. Exact. Da, de da, la tu faci o oră jumate din militar exact. Până în voluntari. Da, și tot aia e. Tot aia este, așa că, da, într-adevăr. Nu mi-am uitat prietenii, pentru că cei drept au rămas lângă mine, am avut mulți oameni lângă mine la un moment dat și tu știi asta, că noi ne știm de multă vreme. Dar au rămas lângă mine doar cei care m-au iubit cu adevărat și care sunt de o calitate bună, care știu să mă iubească la fel cum îi iubesc eu pe ei. Și nu mai am prieteni foarte mulți. Sunt, îi număr pe degetele la o mână, poate mai întrebe unul de la mâna asta. Și n-am putut, nu pot întrerupe legătura cu oamenii pe care îi iubești, asta e. Foarte, au fost prieteni care te-au dezamăgit, pe care îi credeai? Au fost oameni care m-au dezamăgit foarte tare. Și să știi că eu după prieteni sufăr mai tare decât după iubită. Și de ce? Pentru că unui prieten te destăinui altfel. Cu un prieten faci altfel de lucruri. De exemplu, eu n-am avut nicio relație mai mare de 3 ani de zile de iubire, dar de prietenie am de 14 ani. Un prieten poate să-ți fie alături și după ce divorțezi și după ce... Adică poți să fii alături toată în viața. În toate momentele. În toate momentele. O persoană pe care o iubești, la un moment dat se poate sătura de tine sau se îndrăgostește de altcineva și pleacă. Un prieten nu pleacă, chiar dacă se îndrăgostește, că nu are treabă. E altă iubire, înțelegi? Și eu cred foarte mult în prietenie. Sunt mulți care spun că nu cred în prietenie. Ba da, eu cred în prietenie și o văd de o legătură sfântă, așa. Între doi oameni trebuie să... Prietenia este o legătură sfântă. Este o legătură sfântă, într-adevăr, și extrem de importantă, pentru că cred că este, eu știu, poate cel mai important să ai un om aproape, pe care, eu știu, să ai încrederea că și dacă îl suni la ora 2 noaptea, este acolo și te poate ajuta cu un sfat, pentru că este extrem de important să ai o persoană cui, în fața căreia să te deschizi și să-i spui lucrurile așa cum le simți și așa cum te dor. Exact, de multe și ori. Să le spui adevărate, exact cum sunt ele, fără să mușamalizezi niște lucruri crezând că poate îl rănești sau cine știe ce părere își face. Nu, asta înseamnă prietenie, să fii așa cu sufletul deschis și să eu să știu totul despre ei și ei să știe totul despre mine. Pentru că așa poți să-ți și aperi prietenii.
așa poți să sari în apărarea lui, că tu știi lucrurile așa cum, tu știi lucrurile, cum sunt și cum stau și ce-l doare și ce-l face fericit și ce. De exemplu, de când sunt la Craiova, eu îl cunoșteam de multă vreme, Cristian, un prieten foarte bun, dar de când m-am mutat la Craiova, clar că ne-am mult mai mult petrecem timp împreună. Și mă uit la el cu câtă grijă e pe lângă mine, deși el are un loc de muncă, lucrează la curtea de apel, are o iubită, are și alți prieteni, dar e atât de atent cu ce se întâmplă cu mine. Dacă vede, de exemplu, eu dacă n-am curat în mașină, sunt foarte stresat și am o stare de agitație. El vede lucrul ăsta și îmi zice, dacă mă duc eu să duc mașina la spălat, că mă vede că s-a agitat. Sau, pentru că te cunoaște pentru și că mă știe. Cunoaște. Sau uite, cum e doamna doctor, prietena mea foarte bună, știe ce mă doare, știe ce îmi place să mănânc, știe când trebuie să mă mângâie, să mă ia în brațe, știe când trebuie să nu vorbească cu mine, că am o stare de agitație. Sau, uite, Roberta Crintea, doamna Roberta. O să salutăm și o așteptăm aici la podcast. Da. La fel. Ne completăm atât de bine. Știi că sufletul pereche, de fapt, nu este persoana cu care te iubești? Iubirea asta... Adică poate să fie... sufletul tău pereche poate să fie o prietenă de-a ta. Sufletele voastre se contopesc atât de bine, eu așa o văd pe Roberta Crintea. Pentru că noi ne asemănăm atât de mult. Și în sensibilitate, și în nebunie. La fel Delia, care e prietena mea de 14 ani. Cred că te-au și s-a și spus la un moment dat că ai o relație cu Delia Barbu, dar tot vehiculat tot și cu aceste lucruri. Ne-a combinat lumea și cu Roberta Crintea și cu Delia Barbu și cu. Dar m-au făcut asta oamenii care nu știu ce înseamnă să iubești pe cineva ca prieten. Și să spui te iubesc, eu le spun lor că le iubesc. Pentru că le iubesc, sunt prieteni. Poți să-i spui acest lucru și nu-i prieten, corect. Normal, eu spun prietenul meu că iubesc, că și ei îmi spun mie că mă iubesc. Și eu văd asta și simt asta, că o fac. Extrem de important. Urmează un moment care mie îmi place foarte mult, pentru că aici avem un bol cu întrebări. Trei trebuie să extragi, mi le dai mie, le citesc și evident tu răspunzi. Ia să vegem. Vedem dacă ai noroc așa cum ai avut în viață. 1, 2, 3, ia. Citește tu. Cele mai valoroase lucruri din viață. Știi care este cel mai valoros? Sufletul. Sufletul meu este foarte valoros și încerc să mi-l țin nealterat și nepătat de răutățile oamenilor pentru a putea avea grijă de ei mei, pentru a putea să îmi iubesc oamenii, pentru că din suflet pleacă tot. Ăsta este cel mai valoros lucru al meu. E sufletul meu. Ce-i drept, deocamdată n-am pus pe nimeni pe primul loc înaintea mea. Sigur o să vină ziua în care tu ești mamă și probabil când ai un copil e mai important decât tine. Treci pe locul 2. Da. Deocamdată sunt pe locul 1. Familia mea. Sunt echilibrul meu. Și familia pe care mi-am ales-o eu, prietenii mei și meseria mea. Chiar în ordine asta, așa. Extrem, foarte frumos. Trebuia să le citești tu? Poți să le citești tu dacă înțelegi scrisul, chiar nu este o problemă. Scriu frumos, dar am... Ai scris de doctori. Nu. Deci cu asta o punem înapoi? Cu asta o punem înapoi, că mai sunt invitați, poate le mai pică această întrebare. Îți vedem întrebarea cu numărul 2. Două defecte și două calități ale tale. Am părul blond și ochi albaștri. Asta este o dorință. În alb blond și ochi albaștri. N-am putut mama mai mult să mă facă de 1,75 m. Două defecte. Măi, vreau lucrurile ieri, dacă se poate. Am învățat. Deci nu ai răbdare deloc. Da. Dacă vreau acum. Acum și să fac cumva să se întâmple asta acum. Asta e un... Poate fi văzut și ca o calitate, dar de multe ori pentru mine a fost defect, că grăbesc lucrurile și... alt defect. Sunt vulcanic, foarte vulcanic și nu-mi dau seama și spun cuvinte și spun cum știu mai rău. Nu încerc să te menajez, dacă mai supăra, nu încerc să te menajez, zic eu cum știu eu mai rău, să te doară, înțelegi? Astea sunt două defecte. Sunt vulcanic și vreau lucrurile ieri, nerăbdător. Și două calități. Cânt frumos.
Modestia. Deocamdată glumesc. Sunt un om devotat oamenilor, prietenilor, familie. Sunt un om foarte devotat. Sunt leu. Na, lei așa sunt. Și altă calitate, nu știu, în capul meu am multe, dar e rușinos. Nu fii modest. Să vorbesc, ia zi-te o calitate de-a mea. O calitate de-a ta, păi sunt multe, eu aș putea să enumăr, deja mi-au venit în cap în momentul în care ai citit această întrebare, pentru că așa cum spuneai și tu, ne cunoaștem de atâta timp și uite, aș putea să spun că ești un om protector. Îți cunosc, vorbeam de Cristina, îți cunosc foarte mult relația și ești foarte protector cu oamenii pe care îi iubești. Ești atent la nevoile lor, deși spuneai că te pui pe primul loc, însă de multe ori poate nu conștientizezi acest lucru, ții foarte mult la oamenii, într-adevăr. Cânti frumos, așa cum spuneai. Mulțumesc. Și tu, o altă calitate de-a ta. Ești înalt, ești brunet, ești frumos. Mulțumesc. Înalt, ești frumos, muncitor, e afară. Să știi că sunt foarte muncitor. Foarte muncitor. Într-adevăr, un om care a muncit, adică nu, mult. N-am așteptat niciodată să îmi cadă din cer. Adică am muncit pentru tot, pentru tot ce am și tot ce am dobândit și ca experiență și ca palmares artistic și am muncit foarte mult, foarte mult și nu mi-au plăcut niciodată lucrurile făcute așa. Hai repede să fie. Înainte. Nu, sunt muncitor și cred că asta este o calitate. Și iată, uite câte am găsit, vezi câte calități. Acum alegi, răspuns la amândouă, le-ai văzut, nu poți să-ți alegi, deci ce să mă... Ultima dată când ai plâns și de ce? Știi când am plâns ultima dată? Aseară am plâns, am ascultat un cântec foarte, 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 foarte frumos și am plâns, pentru că m-am regăsit. Un cântec al doamnei Maria Ghinea, prieten drag, bine ai venit, o supărat, m-ai găsit. Ne știm de mult, copii eram și-s norocos ca să te am. Și am plâns. E uman. Da, e uman. Deci aseară am plâns ultima dată. Eu plâng și numai de supărare. Eu și dacă mă bucur de ceva vărtare, eu plâng. Ia să vedem și pe a patra. De ce ți este cel mai frică în viață? De șerpi. Și mie. E foarte frică de șerpi. Încremenesc, dacă îl văd și din mașină. Am o stare de... Mi-e frică să fiu trădat și să sufăr, să fiu făcut să sufăr. Mi-e foarte frică de lucrul ăsta și încerc să nu mă atașez, încerc să nu mă mai atașez atât de alți oameni decât sunt deja în viața mea. De care sunt eu sigur că nu m-ar răni, dar acum pot să am surprize. Și mi-e frică să pierd oameni pe care îi iubesc. Mi-e foarte frică de lucrul ăsta. Câteodată mă gândesc atât de bine mi este acum cu oamenii pe care i-am lângă mine și totul s-a așezat atât de frumos în viața mea, încât îmi este frică ca cineva sau ceva să nu distrugă binele ăsta de acum. Să dea Dumnezeu să fie bine în continuare, așa cum ți este și acum, să dea Dumnezeu să ajungi la nivelul pe care tu ți-l dorești, pentru că, așa cum spuneai și tu, muncești în continuu pentru lucrul acesta și faci ca lucrurile să fie bine. Suntem pe final, însă aș vrea să te întreb, care a fost cel mai greu moment din viața lui Marian Medregoniu? Eu știu, un moment în care poate te-ai gândit, Doamne, eu nu mai ies din asta, sau cum ies din asta, sau ce fac? Au fost momente în care am clacat și psihic și nu știam ce se întâmplă cu mine și dacă pot, nu știu să-ți dau un exemplu și poate nici nu pot să-ți dau un exemplu clar, dar am avut oameni lângă mine, cum vorbeam mai devreme, am avut-o pe doamna Niculina Stoican lângă mine, care mereu mi-a fost mâna aia care m-a luat de aici de după cap și m-a ridicat. Am avut-o pe doamna doctor lângă mine în permanență, prietenii mei, pe Roberta, pe Delia, i-am avut pe ei lângă mine și când ai oameni lângă tine și oameni puternici, de exemplu, nu am niciun prieten mai tânăr de 30 de ani. Cel mai tânăr e Cristi, care are 31 de ani și în rest peste 40. Pentru peste că 40. De la o anumită vârstă ai o maturitate. Îmi place să mă consider și prietenii mei mă consideră a fi un om mai matur decât 27 de ani pe care i-am eu. Și
am căutat mereu să fiu lângă oameni de la care am ce învăța, care au făcut o carieră, care au niște realizări, care văd viața într-un mod real, cu picioarele pe pământ, așa. Și fiind mai mereu în preajma lor, am avut și multe de învățat și au putut să fie și sprijin. Pentru că problemele care mi se păreau mie grave la un moment dat, ei le fumaseră, să zicem așa, de mult. Și nu mai era atât de... Nu le mai vedeam atât de grele de dus, fiind... oameni care bine, să da. Te ajute. Îți mulțumesc tare mult, Marian, și... o să ne mai revedem aici, pentru că sunt multe lucruri pe care n-am apucat să le discutăm. O vom face pentru că sunt convinsă că de fiecare dată îți vei găsi timp să vii aici la podcastul cu Iulia Blondea, evident. Cu drag, uite, ai astăzi, este Ziua Națională a României, da, este 1 decembrie. Ai dat un nume podcastului tău? Podcast cu Iulia Blondea l-am numit, simplu, da? Fără... Fii atent, eu zic să-l numești altfel. Îmi dai tu o idee? Da. Ești nașul atunci. Fii atent. Chiar astăzi. Știi cum să-l numești? Podcast Oltenesc. Podcast Oltenesc, da. Ar fi... este ar o fi idee. Foarte frumos. O idee... Sau măcar să ai o rubrică în podcastul Iulia Blondea, să ai o rubrică o dată pe lună, să faci Podcast Oltenesc cu Olteni. Acum, probabil, o să ai invitați din toată țara. Dar o dată pe lună, să ai invitați din Oltenia să numească Podcast Oltenesc. Și să vorbim... Pentru că există un podcast moroșenesc, există un podcast moldovenesc, există. Păi ce, noi oltenii suntem mai fraieri? Nu! Din contră! Și ar fi foarte frumos să faci asta. Da, o idee bună, o să iau în calcul, iată, podcastul oltenesc, în care ar trebui să vorbim, eu știu, fusăi, mădusăi, plânsăi, exact. Aseară. Aseară plânsăi, nu exact. Am plâns aseară. Exact. Că suntem mândri că suntem oltenii. Și vorbim cu perfectul simplu, pentru că suntem simpli și perfecți. Și perfecți, fără... Și modești, noi oltenii. Și modești, frumoși, și oltenia noastră este atât de frumoasă și atât încărcată atât de mult de istorie și de nu știu, avem și dealuri și munți și câmpie și Dunăre și râuri și tot ce ne putem dori avem. Avem orașe frumoase, avem Târgu Jiu care este așa sub peceta lui Brâncuș și cu atâtea monumente istorice, Coloana Infinitului, Masa Tăcerii, Poarta Sărutului. Ce putem, cum și să fim mândri? Nu mai vorbim noastre, de tradițiile noastre. Care... Din Gorj, muzica din Gorj, lăutarii noștri de la Părău de Pripor, din Gorj. Avem Mehedințiu cu minunile astea naturale, cu Podul lui Dumnezeu, cu pădurile de liliac și cu munții Cernei și Plaiul Cloșani. Avem Dolju cu Dunărea, cu costumele atât de frumoase, obiceiurile, graiul la oltenesc. Avem Vâlcea cu Maria Ciobanu și cu artiști mari și cu podgoriile de vin de la Drăgășani. Avem Oltu cu, la fel, artiști extraordinari și locuri minunate și povești, oameni de bazm, oameni de legendă. Și trebuie să fim mândri că suntem români și că suntem olteni și mehedințeni, gorjeni, orice, din orice loc al țării. Și să ne mândrim cu asta oriunde am merge. Indiferent de vârsta noastră. Ok, îmbracă-te, ia o pereche de blugi pe tine și du-te și la club. Dar de 1 decembrie, nu știu, de ziua hramul satului din care ești tu, îmbracă-te la biserică odată, de Paște, pune pe tine o ie sau o cămașă de costum popular și du-te, fă o ședință foto, nu știu, fă un selfie și pune-l și pe Facebook, pe Instagram și poartă-o cu mândrie că nu ne cade nimic. Din contră, suntem atât de frumoși în costumele noastre. Mă uit la... cer scuze. Merg, toți plecăm în vacanțe. Nici o țară nu are cultura noastră, nu au costumele noastre, muzica noastră, varietatea noastră de obiceiuri. Suntem atât de frumoși, suntem... Și atât de unici. Nici o țară, ar trebui nici Italia, nici Franța, nici Germania, au și ei cultura lor și folclorul lor. Nu se compară cu al nostru. Noi suntem însemnați de Dumnezeu cu
de toate, avem de toate și varietate și diferențe atât de frumoase de la sat la sat, noi vorbim de la regiune la regiune. Și trebuie să fim mândri că suntem români. Ascultăm, ok, și muzică în limba engleză, ascultăm și muzică ușoară și manele și rock și pop. Dar joacă odată și după o sârbă sau după o horă și după un dans, să vezi că nu-ți cad picioarele și din contră, ești... Te conectezi de fapt cu originea ta și nu-ți uiți originea. Pentru că cel mai grav este să uiți cine ești. Noi plecăm prin lume, da? Și tu ești mereu plecată. Dar tu trebuie să știi cine ești, a cui ești. Și de unde, ești și de unde ești. Părții. Pentru că asta ne ținem pământeniți pe noi, ca români, ca oameni. Să știi al cui ești. Bă, eu sunt alu Cutare din satul Cutare. Ok, pentru lume sunt Marian Medregoniu. Dar eu sunt... alu Lia și alu Olivia, mama și mătușa mea de la Bratilovul din Mehedinți, da? Sunt nepotul lui Victor Buzatu. Da? Eu ăsta sunt, de fapt. Trebuie să nu uiți lucrul ăsta. Să nu uiți mirosul ăla de iarbă cosită manual, că altfel miroase aia cosită cu cositoarea. Miroase a motorină. Să nu uiți mirosul de acasă, să nu uiți, eu știu, mirosul din grajdul vacii chiar. Pentru că de acolo ai băut lapte când ai fost mic, de acolo ai devenit... Direct voinic, de la sursă. Da, voinic și sănătos. Da? Din grădina de lângă casă ai mâncat roșii și castraveți, nu de la market. Extrem de prețioase aceste cuvinte și știam că ești un om care iubește acest lucru, aceste lucruri și care este atât de mândru, iată, de portul popular și de faptul că este român, mai ales într-o zi atât de importantă. Cum este mai ales, astăzi. Mai ales. Îți mulțumesc tare mult, Marian. O plăcere să te revăd de fiecare dată și ți-am zis, o să ne mai vedem aici, să mai discutăm și alte lucruri și de ce nu, poate până atunci vii și cu vești noi, poate găsești persoana. Doamne ajută. Poate ne arăți o poză. Important este să găsești acel om care te înțelege, te apreciază pentru ce ești tu, nu încearcă să te schimbe și te iubește și te înțelege așa cum ești, pentru că este atât de important acest lucru și vorbeam noi înainte de emisiune, este frumos să fii și singur și să fii împăcat cu singurătatea și să te iubești pe tine și cred că de acolo lucrurile... Și ce este frumos? Frumos este ce te face pe tine fericit, pentru că binele meu nu este neapărat și binele tău. Corect. Bine pentru fiecare este ce credem noi fiecare. Și frumos, asta înseamnă fiecare. Să faci ce te face fericit. Cred că acesta este, da. Asta este cel mai important. Mulțumesc tare mult, Marian. Cu drag și succes, să ai succes cu proiectul ăsta frumos. Mulțumesc tare mult, mulțumesc și pentru prezența ta. Știu că ți-ai făcut timp, vii de departe, pleci departe și apreciez că ai fost astăzi aici, alături de mine și alături de oamenii care te îndrăgesc și vor de fiecare dată să te vadă și să mai asculte și de ce nu să îți știe trăirile, pentru că este foarte important ca oamenii să ne vadă pe noi și dincolo de ceea ce văd pe sticlă, dincolo de ceea ce le arătăm noi prin prisma meseriei noastre și asta le-am promis aici și o să mă țin evident de promisiune. Cu drag, Doamne ajută! Vă mulțumesc și vouă, dragii mei, că ați fost alături de mine și astăzi. Așa cum v-am promis, în fiecare săptămână o să vin în fața dumneavoastră aici cu oameni pe care dumneavoastră vă doriți să-i cunoașteți și altfel. Și astăzi, de ziua noastră a tuturor, vă urez încă o dată la mulți ani, la mulți ani, dragi români. Nu uitați de tradiții și nu uitați că trebuie să fiți mândri că sunteți români, pentru că sunt atâtea lucruri care ne reprezintă și ne fac să fim unici oriunde în lume. Stați alături de noi, abonați-vă la canalul meu de YouTube și evident scrieți-mi acolo în comentarii, așa cum vă spuneam, pe cine ați vrea să vedeți aici și ce povești de viață să aduc aici în fața dumneavoastră, oameni pe care dumneavoastră vreți să îi cunoașteți altfel. Stați cu noi!